Internaționalul român s-a accidentat pe data de 20 mai la un antrenament al lui Empoli și nu a făcut parte din lotul echipei sale pentru meciul cu Juventus din cadrul etapei a 36-a din Serie A. Verdictul accidentării la gambă este unul crunt. Răzvan Marin va sta 6 săptămâni pe bară. Răzvan Marin va rata astfel două meciuri extrem de importante ale Naționalei României cu Kosovo și Elveția în deplasare. Cele două partide cu contracandidatele directe la calificarea pentru Euro 2024 ar putea cântări decisiv la prezența României la turneul final din Germania. Kosovo-România are loc pe 16 iunie, iar Elveția-România pe 19 iunie, ambele urmând să aibă ora de start 21 și 45 de minute. Mijlocașul lui Empoli, unul dintre capitanii României, a fost titular cu Andorra, meci câștigat de către tricolori cu 2-0 și în partida contra Belarusului, câștigată tot de către tricolori cu 2-1, în primele două etape din preliminarii. În prima partidă a ieșit în minutul 65, în a doua a fost integralist. A reușit două pase decisive, câte una în fiecare meci. Cu Andorra i-a pasat perfect pe culoar lui Denis Alibek, care a dus scorul la 2-0, iar cu Belarus i-a centrat lui Andrei Burcă, tot pentru 2-0. După terminarea meciurilor din preliminarii, primele două clasate din fiecare grupă se califică direct la turneul final din Germania. Alte trei locuri sunt stabilite prin intermediul play-off-ului din Liga Națiunilor.